Sigur că e, cum să spun, într-un fel e ca la fotbal aici, adică ții cu echipa ta și ești acolo pe de o parte. Pe de altă parte, îți dai seama că lucrurile se petrec în mod normal, adică nu poți să ceri mai mult decât... Și eu am avut și avantajul că am fost eu însumi olimpic și știu ce înseamnă să fii și de o parte și de cealaltă a foii de concurs, să zic așa. Adică prima dată când am avut un elev olimpic, primul meu olimpic internațional, Dragoș Ghioca, s-a calificat în lot, dar a fost la egalitate pe locurile 6-7. Deci n-a intrat direct în echipă, a trebuit să dea un baraj. Și am mers la București special și am stat pe hol acolo împreună cu părinții lui să așteptăm să vedem. N-au fost cele mai plăcute 3 ore din viața mea, drept să spun. Departe de asta. Și ăsta aparține lui Q, dacă și mai dacă. Cazul patru este între Care sunt ingredientele pentru succes? De ce e nevoie ca să performezi? Să ai copii buni. Dacă am avut noroc să am 3 copii de excepție și talentul profesorului este să facă în așa fel încât să nu se piardă talentele astea care potențial există. Trebuie să-ți păstrezi limitele și să știi că, în primul rând, nu e meritul tău ca profesor. Asta în mod clar. Nu e meritul tău. Meritul tău e că nu l-ai omorât, ca să zic așa, între ghilimele, adică l-ai lăsat să crească și l-ai adus acolo. Dar talentul acolo a stat, la copil. Nu e meritul tău că a luat el premiul Olimpiada Internațională sau... Nu e ușor. Nu e ușor și sunt chestii pe care le faci din pasiune, nu te plătește nimeni pentru așa ceva. Pot să vă dau un exemplu de... A fost elev de al meu, extrem de talentat. Extrem de talentat, dar căruia nu-i plăcea munca, să zic așa, între ghilimele, adică să stea toată ziua să facă probleme. Și se mulțumea să primească un premiu 2, un premiu 3 la faza finală pe țară. Și la un moment dat s-a calificat în ceea ce se cheamă la noi lotul lărgit. Când s-a întors de acolo, era puțin schimbat. A venit la mine și zice: domn profesor, ce m-am hotărât să mă apuc să lucrez. Dați-mi de lucru. I-am dat, bineînțeles, zic, fă, cu tare lucrează asta. Anul următor a intrat în lotul olimpic, în primii 6, a ajuns la Balcaniadă, a luat medalie, a ajuns la Olimpiada Internațională, a luat medalie, fiind clasa 12-a. Dacă poate, dacă s-ar fi hotărât să lucreze mai serios din clasa 9-a, ar fi avut mai multe premii în palmares. Nu, dacă să ne arăți că știi și formula de termen. Pe lângă necesitatea de a fi talentat, trebuie să și lucrezi. Și trebuie să și placă ceea ce faci. Lucrurile erau cu totul altfel pe vremea când eram eu în liceu. Eu, de exemplu, știu că cu 3 săptămâni înainte de olimpiadă, de faza finală, luam toată colecția de gazete matematice și lucram de dimineață până seara. Și asta era. Acum nu mai ține. Deci cineva care se pregătește doar 3 săptămâni înainte de olimpiadă, n-are nicio șansă să ajungă în lotul României pentru Olimpiada Internațională. Trebuie să lucrezi mult mai mult pentru că volumul de informație a crescut exponențial. Și trebuie să faci față. Adică cine participa la Olimpiada Internațională în anii 70 avea un anumit teanc, așa. Aici sunt probleme care s-au dat până acum. Trebuie să le știu pe astea, că să pot face față dacă apare ceva asemănător sau poate pot să utilizez o idee care a fost acolo într-un alt context. Deci ăsta era teancul în 70. Prin anii 90 era cam pe aici. După ce a apărut netul, ne uităm așa dacă vrem să vedem care e teancul respectiv. Destul de complicat. În prima olimpiadă a fost în 1977 la Belgrad. A fost pentru mine un șoc, în primul rând cultural, când am văzut ce înseamnă Belgradul atunci. Era Occident curat față de ce exista în România. Și totuși am reușit să iau medalie de bronz, deși a fost destul de greu. În 78, când a fost Olimpiada Internațională la București, momentul așa, cheia a fost atunci când am aflat rezultatul. Am aflat că părinții mei știau că am obținut medalia de aur la Olimpiada Internațională de la telejurnal. Eu nu știam, dar ei aflaseră la telejurnal. Dați seama ce înseamnă. Nu stai la televizor și să afli așa odată că copilul tău a luat medalie de aur. Iar în 79, când am fost la Londra, mi-aduc aminte profesorul Pop Horia, care a fost cu noi ca însoțitor, după concurs mi-a spus că sunt un mare dribbler. În sensul că, precum un fotbalist, nu dau acum exemple,
am trecut așa, în rezolvarea problemelor de concurs, prin toată apărarea, în dribling, și în fața porții goale am tras pe alături. Deci am ratat mai multe finalizări ale problemelor și inclusiv medaliei de aur. Și asta a fost. În 99, sigur că ceea ce predam american, am predat niște chestii de geometrie. Cu geometria erau puțin mai în urmă, să zic așa. Și li s-a părut ceea ce le-am povestit eu foarte interesant. Chiar, mă rog, m-am și lăudat după aceea că în cadrul acelei tabere de pregătire, se cheamă Math Olympiad Summer Program, la sfârșit fac un sondaj care a fost cea mai bună lecție și am fost pe primul loc, lecția mea despre aria acolo. Ei sunt învățați să facă față altfel condițiilor de competiție. Ei sunt, cred că de mici sunt obișnuiți să concureze unul cu altul. Cam 70% din ei sunt americani de origine chineză. Când a fost olimpiada la Toronto, a fost prima olimpiada la care eu am participat în calitate de profesor, mă rog, de deputy leader, eram. La festivitatea de premiere a fost un moment oarecum amuzant. Și anume când a fost strigat numele Statelor Unite și echipa Statelor Unite s-a prezentat pe podiumul din respectiva sală. Conducătorul delegației lor se numea Zhu Mingfeng, iar din cei 6 participanți, 4 erau în mod evident de origine chineză și doar 2 erau așa mai blonzi, ca să spun așa. Și toată sala a început să aplaude și să... United States of America semăna foarte mult cu echipa Chinei. Care este motivul pentru care v-ați întors? Păi, în primul rând m-am întors pentru că trebuia să mă întorc cel puțin 2 ani pentru stagiu și mi-a plăcut ce făceam aici. Și mi-a zis, hai să mai stau puțin să văd dacă... Mi-a plăcut relația cu copiii, mi-a plăcut să învăț, să văd cum gândesc, să învăț să gândească și am zis, domnule, stau cât timp îmi place, când nu o să-mi mai placă, plec.